Ucraina și Republica Moldova au primit statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Decizia istorică a fost luată în unanimitate joi seară de liderii UE, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Conform Digi24.ro, președintele Klaus Iohannis a declarat joi seara că prin acordarea statutului de candidat pentru Ucraina și Republica Moldova a schimbat paradigma lărgirii Uniunii Europene, iar politica de extindere a primit un nou impuls, calificând decizia liderilor Uniunii Europene drept un mare pas și un demers istoric. Cred că Ucraina, Moldova și Georgia au primit un nou impuls și sunt convins că toți se vor pune pe treabă pentru a pune în practică reformele și proiectele care sunt încă necesare pentru a face următorul pas. Le felicit, îmi doresc ca acest drum să fie rapid, bun, încununat de succes, a spus președintele în declarațiile de presă susținute la încheierea reuniunii liderilor Uniunii Europene. Președinții Volodymyr Zelensky și Maria Sandu salută decizia de acordare a statutului de țări candidate la aderarea la UE pentru Ucraina și Republica Moldova. Acesta este un moment unic și istoric în relațiile dintre Ucraina și Uniunea Europeană, a salutat Zelensky într-o postare pe Twitter, spunând că, în opinia sa, viitorul Ucrainei se află în Uniunea Europeană. Zi istorică pentru Moldova, Consiliul European ne-a oferit statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pornim pe drumul spre UE, care va aduce moldovenilor mai multă bunăstare, mai multe oportunități și mai multă ordine în țara lor, a scris la rândul său pe Facebook Maria Sandu, relatează Digi24.ro.